Bună dimineața și bun găsit la Market Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel trebuie menționat faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, instrumentele financiare implică riscuri iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. În plus, trebuie să conștientizăm faptul că performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Astăzi vom discuta despre, despre inflație și, în acest context, apare întrebarea pe care o vedem în momentul de față pe, pe ecran, și anume dacă este sfârșitul inflației, dacă ne apropiem de acel moment în care vârful, în ceea ce privește ritmul de creștere a prețului, a fost deja atins și dacă această. această fantomă, între ghilimele, care a pus atât, această umbră care a pus atât de multă presiune pe, pe umerii consumatorilor în general, va dispărea sau dacă în continuare am putea să fim afectați și să resimțim într-o manieră foarte accentuată inflația foarte, foarte amplă. Care sunt aspectele pe care le vom discuta astăzi? Păi, în primul rând, începem cu rezultatele macroeconomice care au fost prezentate vineri în timpul ultimei sesiuni de săptămâna trecută. Iar aici ne referim la datele NFP din Statele Unite ale Americii. Acest raport a fost unul foarte puternic, ceea ce nu a fost neapărat pe placul Rezervei Federale, întrucât Um, cel puțin din partea investitorilor, uh, pentru Rezerva Federală și pentru piețele de capital în general, ar fi fost mai bun un scenariu în care um, piața forței de muncă ar fi fost afectată, ar fi dat semne de slăbiciune. Pentru că, în acest context, Rezerva Federală ar fi putut să fie mai motivată, să fie chiar uh, să-i forteze mâna, între ghilimele, pentru. A uh, reduce ritmul de năsprire a condițiilor monetare. Pentru că economia dădea deja semne de slăbiciune, devenea tot mai uh, uh, ezitantă, tot mai afectată, iar acest lucru ar fi putut să ducă la uh, efecte economice mai ample. Totuși, acest fapt, și anume că piața forței de muncă continuă să reziste, să rămână solidă, în ciuda înăspirii condițiilor monetare, i-a făcut pe investitori să considere că este posibilă continuarea acestei retorici agresive din partea Rezervei Federale. Și astfel, o nouă majorare cu 75 de puncte de bază în cadrul întâlnirii din luna septembrie a revenit în discuție și a revenit pe masă. Care au fost rezultatele prezentate de către raportul NFP? Pe păi, în primul rând, au fost create 528 de mii, de noi locuri de muncă, deși nivelul prognozat era undeva la 250 de mii. Varianta anterioară pentru luna iunie era la 324 de mii. Prin urmare vedem o îmbunătățire clară. Mai mult decât atât, salariile au crescut și au fost revizuite în creștere în ceea ce privește datele pentru luna anterioară. Scăderea s-a observat în ceea ce privește participarea. Pe, pe piața forței de muncă și s-a mai observat și o scădere a ratei șomajului. Lucru care nu este neapărat unul pozitiv, întrucât inflația și o încetinire, o înfrânare a economiei poate să vină doar printr-o majorare a șomajului, lucru care până în momentul de față nu a fost observat. Mai mult decât atât, săptămâna trecută, piața a. Trăit cu sufletul la gură acea vizită a, a președintei Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi în Taiwan, care nu a făcut altceva decât să deterioreze a, și să pună și mai multă presiune asupra relațiilor dintre SUA, Sua și China. A, se pare că tema reducerilor de tarife s-a încheiat și nu mai este în momentul de față. Pe masă, această temă care ar fi putut să ajute la combaterea inflației, pentru că ar fi dus la o potențială reducere a prețurilor. Petrolul, pe de altă parte, a devenit mai ieftin, stocurile din SUA au crescut mai mult decât se prognoza, oferta OPEC pare să fie în continuă creștere, dar, pe de altă parte, gazul devine mai, mai scump iar despre aceste lucruri vom, vom discuta uh, puțin mai târziu. Dacă urmărim graficul din dreapta, vedem că fondul nominal de, de muncă din sectorul privat a crescut cu peste 9% pentru a 16-a lună consecutivă. Acestea sunt date puternic proinflaționiste, iar tema unei majorări cu 75 de puncte uh, de bază în luna septembrie revine și pare să fie mai viabilă ca niciodată în momentul de față. Este finalul inflației? Este o întrebare foarte interesantă, dar în același timp și dificil de a-i găsi un răspuns, având în vedere numărul de necunoscute și de variabile care intră în componența acestei, acestei întrebări și acestei problematice acestui subiect al inflației. Indicele prețurilor al materiilor prime a revenit la nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului din, din, Ucraina, lucru care ne sugerează că temerile referitoare la acel subiect par să, să se fi temperat, par să se fi calmat până acum. Iar această situație a dus și a adus puțină ușurare în piață. Totuși, se pare că petrolul rusesc este în volum mult mai mare pe piață decât se aștepta în trecut să fie în momentul actual, în luna august a anului 2022. Mai mult decât atât, prețurile mărfurilor industriale au scăzut brusc din cauza temerilor legate de recesiune. Acest lucru este pozitiv. Din două motive. În primul rând, reduce presiunile inflaționiste și așteptările de, de creștere. Pe de altă parte, îmbunătățește veniturile reale și reduce astfel riscul de recesiune. Iar în acest context, apare următoarea întrebare. Dacă a fost evitată problema stagflației, ce înseamnă stagflație? Reprezintă o perioadă în care uh, inflația este. La niveluri foarte mari, și nu poate să fie temperată, dar, pe de altă parte, economia și ritmul de creștere economică are de suferit și, și scade. Prin urmare, este o perioadă în care, deși economia încetinește, prețurile continuă să, să crească și nu pot fi ținute sub control. Lucru care afectează și mai mult populația, întrucât, deși problemele. Privind veniturile, există întrucât economia și cererea din, cererea de, de forță de muncă din piață nu mai este atât de puternică, prețurile continuă să, să crească și pun și mai multă presiune asupra veniturilor populației. Prețurile mai scăzute ale materiilor prime s-au reflectat și în ceea ce privește costurile corporative. Costurile prezentate de către companii în datele de sondaj ISM. Astfel, după cum se poate vedea pe graficul din stânga, din punct de vedere istoric, acesta a fost un predictor destul de eficient. Această componentă se corelează destul de bine cu, cu inflația și indică. Um, Destul de, de exact modul în care uh, va evolua ritmul de creștere a prețurilor. Totuși, trebuie să subliniem două probleme. Perioada de pe grafic este una destul de scurtă, vedem din 2003 până în 2022, anul curent, prin urmare, uh, mai puțin de, de 20 de ani, și în general acoperă o perioadă de inflație scăzută și, și stabilă pentru că toată această perioadă de la începutul anilor 2000 și până în prezent a fost caracterizată de o uh, valoare redusă a inflației, niciodată valorile uh, din prezent nu au mai fost atinse uh, după anul uh, 2000. Uh, de exemplu, în statele unite ale Americii este cea mai ridicată valoare din ultimii 40 de ani în Marea Britanie la fel, lucru care ar trebui să ne pună puțin pe gândul în ceea ce privește acest indicator și precizia sa. De luni de zile observăm efectul de propagare al inflației, prin urmare, scăderea prețurilor plătite de companii nu se traduce neapărat pe deplin în prețurile de, de consum. De ce este atât de importantă inflația? Pentru că în cele mai multe cazuri, o încetinire economică este însoțită și de o scădere a presiunii inflaționiste, adică există mai puțină presiune asupra cererii, pentru că consumul din partea populației nu mai este atât de puternic, nu mai este atât de solid. Totuși, este o situație diferită în cazul unei stagflații. Această încetinire este efectul inflației și trebuie să fie așteptat efectul dezinflaționist. A fost la fel și în perioada anilor 70 și se observă același scenariu și în prezent, când prețurile continuă să rămână la niveluri foarte ridicate, iar ritmul de creștere al acestora este accentuat. Deși Rezerva Federală și Banca Centrală Europeană vorbesc despre. Scenariul unei aterizări ușoare, Banca Angliei și Banca Centrală a Australiei arată perspectiva unei recesiuni ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populației și par să aibă o perspectivă, o imagine mai realistă asupra situației din, din prezent. Astfel, o scădere a prețurilor materiilor prime îmbunătățește perspectivele atât în ceea ce privește prețurile, cât și în ceea ce privește perspectivele economice. Dacă ne referim la perioada stagflaționistă anilor 70, adică graficul din, din stânga, scăderea prețurilor mărfurilor a inițiat de fapt o scădere a inflației. Cu toate acestea nu a revenit la nivelurile dinaintea stimulentelor. De ce răspunsul la această întrebare nu îl avem în momentul de față? Vedem și care este situația din prezent, din perioada 2021-2022. Cu linia galbenă pe grafic este inflația CPI în termeni anuali, iar cu linia albastru deschis varianta CORA, acestea care exclude bă, a, 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 elementele mai volatile precum bunurile energetice și, și alimentele, iar cu acest albastru închis este reprezentat indicele mărfurilor despre care discutam anterior. Vedem că în perioada anilor 70, odată ce a scăzut acest indice al prețurilor mărfurilor și inflația s-a temperat și a avut loc o, o încetinire, o înfrânare a ritmului de creștere a prețurilor. Există mai multe motive, inclusiv după recesiunea din, din 1974. Economia a revenit foarte puternic, iar astfel și presiunile salariale au crescut, după cum se poate vedea pe, pe graficul din, din stânga. Vedem că cu această dreaptă verde sunt reprezentate ritmul de creștere salarială din perioada anilor 70 și vedem că. Începând cu 74, a avut loc o tendință ascendentă care a persistat pentru o lungă perioadă de timp, chiar dacă au mai existat și perioade în care s-au înregistrat scăderi, precum cea din anii 76-77. Această situație vedem că a avut loc și în 2020, după izbucnirea pandemiei, când o bună parte a salariilor au avut de uh, au crescut fie pe fondul unor ajutoare venite din partea statului, fie pe fondul unor suplimentări ce au fost oferite de către companii. Toate acestea nu au făcut altceva decât să pună mai multă presiune asupra uh, asupra nivelului ofertei. De ce? Pentru că cererea a crescut pe măsură ce veniturile uh, au fost majorate. Pe de altă parte, anumite costuri S-au redus în ceea ce privește populația, și anume vorbim aici despre costurile cu călătoriile, faptul că au fost acele perioade de lockdown au dus la o reducere a um, alternativelor în ceea ce privește cheltuia la banilor, pentru că multe dintre serviciile din Horeca. Nu au fost disponibile, astfel cererea s-a orientat către alte aspecte. Vorbim aici în special către alimente, am putea spune, către îmbrăcăminte, către electronice și așa mai departe, prin urmare, către sectorul de bunuri, care nu a făcut față creșterii cererii, tocmai pentru că nivelul de producție era unul limitat tocmai ca urmare a lockdown-urilor și a restricțiilor impuse. Um, situația din anii 74 nu a fost cea mai optimistă pentru că a însemnat că presiunile prețurilor au crescut din nou, iar acest fapt s-a încheiat cu o decizie drastică de politică monetară care a fost anunțată de către Paul Volcker, um, guvernatorul băncii centrale a rezervei federale din momentul respectiv și anume vorbim despre faptul că acesta a anunțat o majorare a dobânzii o majorare amplă a dobânzii care a dus la apariția unui șoc și anume vorbim despre o creștere până la 20 de puncte de 20% a ratei dobânzii, lucru care a afectat extrem de mult nivelul cererii, dar în același timp a afectat și economia și piața financiară pe termen scurt, lucru pe care nu îl doresc să îl repete membrii Rezervei Federale în momentul de față. Fed trebuie să, să decide și anume Aceast, acest șoc este uh, efectul retragerii temporare de către Fed a tuturor măsurilor de înăsprire a condițiilor monetare, o decizie pe care piețele uh, o iau în calcul în momentul de față. Prin urmare, Fed trebuie să, uh, să decidă dacă uh, se va confrunta cu această problemă în prezent sau dacă decide să amâne uh, această problemă și să încerce să o rezolve la o dată ulterioară în viitor. Care este rezumatul celor discutate până acum? Păi vorbim despre faptul că simptomele scăderii inflației tind să fie încurajatoare. În anul 1974, piața uh, s-a depreciat cu o lună înainte ca inflația să atingă vârful. De aici și jocul agresiv al pieței pentru schimbarea de atitudine a uh, Rezervei Federale, întrucât este extrem de, de importantă și relevantă pentru piețe. Totuși, în perioada 73-74, SP500 a scăzut cu 50%, iar raportul price-earnings a fost de aproape 3 ori mai mic decât este în prezent. Banca cunoaște experiența anilor 70 și a comunicat până acum că nu va dori să repete acea greșeală și să ajungă în aceeași situație. Dacă, totuși, Fed riscă această uh, schimbare de atitudine, piețele și-ar putea continua revenirea puternică, iar piața de creștere mai amplă ar fi negată în, în acest timp. Problemele Europei continuă, iar. Uh, uh, de această dată ne referim la problemele energetice care nu par să reușească să fie ținute sub, sub control. Electricitatea devine și mai scumpă, iar în ultimele zile în mass media s-au găsit o mulțime de știri conform cărora prețurile energiei electrice în Germania au crescut cu peste 30% din octombrie și până, și până în prezent. Lucru care a creat foarte multă anxietate în rândul consumatorului și în rândul populației ample. Totuși, se pare că clienții industriali s-ar putea afla într-o situație și mai negativă decât atât. În plus, îngrijorările legate de restricțiile privind livrările de gaz către industrie în timpul iernii persistă. Iar uh, un alt aspect care afectează destul de mult perspectivele în ceea ce privește furnizarea uh, cu energie din următoarea perioadă, îl reprezintă nivelurile foarte scăzute ale apei din râuri, care complică și mai mult uh, procesul de aprovizionare cu cărbune din Germania. Situația pe piața gazelor este mai dificilă decât uh, în cazul petrolului. Pentru că Europa se confruntă cu amenințarea unui deficit de, de ofertă în perioada iernii și este așteptată să cumpere orice cantitate de gaz natural lichefiat care va fi disponibilă. Terminalul Freeport urmează să, să, să înceapă să. Devină funcțional în luna octombrie, astfel problemele Europei vor rezona la nivel global, fapt ce ar putea să slăbească destul de mult economia. Situația ar fi îmbunătățită radical prin încetarea agresiunii din Ucraina, desigur, dar acest scenariu. Pare să fie destul de departe de a se materializa. Vedem că, în continuare, agresiunile continuă în, în Ucraina, lucru care pare să indice mai degrabă către continuarea acestui război de, de uzură, iar concluzionarea sa pare să fie destul de, de departe care este calendarul săptămânii, care sunt cele mai importante evenimente din această săptămână. Păi astăzi vorbim despre indicatorul Sentix din zona euro, care va fi prezentat la 11.30 ora României. Mâine, modificarea stocurilor de petrol API la 23.30 ora României. Miercuri, inflația din mai multe state importante, inflația CPI din Germania la 9 dimineața ora României, inflația CPI din SUA la 15.30 ora României este evenimentul săptămânii, și datele oficiale le DOI privind stocurile de petrol, 17.30 ora României, joi, datele privind inflația PPI și cererile de șomaj din SUA, 15.30 ora României, vineri, datele PIB din Marea Britanie, inflația CPI din Spania, Franța producția industrială și vânzările de retail din zona euro la ora 12, inflația CPI din Polonia la ora 11 și așteptările privind inflația din Statele Unite ale Americii la ora 17, la aceeași oră la care se va prezenta și raportul privind indicatorul University of Michigan, ce indică sentimentul față de, de economie, acesta urmând să fie prezentat la ora 17. Dacă vorbim despre, despre acest grafic din partea stânga jos, acesta ne sugerează faptul că există o probabilitate de 0% ca inflația să scadă sub obiectivul țintă al inflației în timpul anului viitor, având în vedere nivelurile foarte ridicate la care se află inflația în momentul de față și deciziile și măsurile luate de către uh, Rezerva Federală. Prin urmare, este uh, foarte puțin probabil, vedem că um, este reprezentat și, și în scris, faptul că există o probabilitate zero ca uh, inflația să scadă sub 4% în 2023, conform modelului prezentat de uh, Biroul de Statistică și de Bloomberg Economics, Motiv pentru care problema inflației este aici să pentru o perioadă mai lungă de timp se așteaptă să se mențină și să afecteze în continuare viața cotidiană, atât în ceea ce privește consumatorii și populația, cât și în ceea ce privește economia și deciziile economice pe care sunt nevoite să le ia instituțiile pentru a încerca să stabilizeze să stabilizeze această tendință de creștere a prețurilor, dar în același timp să mențină și economia într o stare cât mai stabilă și să nu ducă la o scădere sau la o recesiune foarte amplă, motiv pentru care cădea din lac în puț, între ghilimele, cum, cum se zice în, în mod tradițional. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o zi excelentă și o săptămână plină cu spor. La revedere!